Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena Vergului a organizat ieri seara un concert caritabil. Prin cântări specifice postului mare, a încercat să îi sensibilizeze pe participanți grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale. Suma obținută în urma concertului caritabil va fi virată în contul asociației Pavel, cu scopul achiziționării de medicamente pentru copii și tineri internați în cadrul Institutului Oncologic Fundeni. Ne-am bucurat cu toții în seara aceasta de prezența corului Tronos al Patriarhiei Române, condus de Părintele Arhidiacon Mihail Bucă, prezență care este destul de des întâlnită în biserica noastră. Seara aceasta a fost cu totul specială, întrucât scopul acestui concert a fost unul deosebit. Acest concert a avut un scop caritabil, acela de a strânge fonduri pentru copiii bolnavi de cancer de la Institutul Oncologic Fundeni. Parohia va dona Institutului Oncologic Fundeni și un uscător de rufe. Ne-am bucurat cu toții de prezența acestor oameni de bine care și-au dovedit generozitatea și care, la urma urmei, vin să aducă în aceste suflete minunate ale copiilor bolnavi o bucurie, o rază de speranță și nu numai în sufletele copiilor, ci și în ale părinților lor, că împreună cu copiii sunt internați și părinții lor și aceștia au nevoile lor și care trebuiesc într-un fel sau altul împlinite. De aceea, colecta care s-a organizat în seara aceasta, după acest concert, a fost una deosebită. Vom trimite bănuții care s-au strâns în contul asociației Pavel din partea parohiei, cu banii strânși din vânzarea mărțișoarelor făcute de copiii din parohia noastră, am cumpărat o mașină de uscat, o mașină care usucă rufele. Ceea ce s-a întâmplat depășește totuși chiar cele mai frumoase așteptări ale noastre, pentru că a fost foarte multă lume prezentă, pentru că am văzut foarte multe fețe care exprimau interes pentru cauza noastră și pentru că am văzut foarte multă dărnicie în gesturile oamenilor și asta este minunat. Ei au foarte multe nevoi, fiind singuri aici, mama singură cu copilul în spital și noi încercăm să venim cu sprijin pentru ei. Ori de multe ori au nevoie de medicamente și mare parte din fondurile pe care noi le primim și ne străduim tot timpul să le strângem, acolo merg. De asemenea, sunt investigații medicale pentru care noi plătim. Copiii au nevoie de bani pentru transport și bani pentru alimente. Și asta vom face noi cu acești bani. Grupul psaltic Tronos este nelipsit de la concertele organizate de această parohie. Au dăruit cântările lor pentru ca oamenii să dăruiască la rândul lor bani și să susțină cauza caritabilă. Corul Tronos facem aceste, să spunem, acte caritabile de foarte mulți ani și ne bucură foarte mult acest lucru și de fiecare dată răspundem cu drag. În această parohie, într-adevăr, avem mai multe concerte, în special de sărbătorile nașterii Domnului, concerte de colinde și deja am luat pulsul acestei parohii. Și cu atât mai mult implicarea noastră este și mai mare când ținem aceste concerte pentru copii aflați în suferință. Avem piese foarte frumoase cu foarte mult sens pentru această perioadă, piese care fac multă referire la sufletul omului, piese care îl fac pe om să fie mai conștient de suflet, deci aceste fapte merg către suflet. Deci din acest lucru și noi dăruim pentru acești oameni ca și la rândul lor să dăruiască către acești copii. Împreună cu psalții Catedralei Patriarhale au fost și actorul Silviu Biriș, precum și interpreta Sara Nuchina. Oh.
Este extraordinar să cânți pentru cei din jurul tău, mai ales atunci când au atâta nevoie și nu neapărat nevoie, au nevoie și de iubire și de dragoste și se simtă că oamenii se gândesc la ei și a fost minunat. Ce ai interpretat? Am interpretat o priceaznă închinată Maicii Domnului, Preasfântă Maică și Fecioară și o doină, deoarece suntem în anul omager al statului românesc. Dar apreciez foarte mult corul Tronos, în al doilea rând pentru cauza umanitară care o desfășoară de ceva ani acest cor. Au nevoie de sprijin acești copii, cum ați ales să vă implicați? Foarte mult au nevoie, în primul rând material, în al doilea rând, dacă se poate, și voluntariat. De ce să se implice oamenii și să ajute pe acești copii? În primul rând, copiii de la Institutul Clinic Fundeni au nevoie de mare ajutor. Sunt copii oncologici și au nevoie de mare ajutor. Sistemul sanitar românesc nu poate suplini tot ceea ce este necesar pentru un spital și atunci noi ar trebui să-i ajutăm, așa cum putem fiecare dintre noi. Eu fiind medic, știu foarte bine ce înseamnă asta și mă lovesc de asta în fiecare zi și din păcate este o realitate. Așa că fiecare putem să ajutăm puțin, măcar prin prezența noastră, dacă nu mai mult de atât. Dar fiecare bonus contează. Acești copii nu sunt ei de vină pentru situația în care sunt și au o mare durere. Dacă putem și noi să alinăm un pic durerea acestora, e mare lucru. Și mai ales în acest post în care ar trebui să facem multe fapte bune. Dumnezeu să le ajute și să facă o minune cu ei, să-i vindece. În urma colectei caritabile a fost strânsă suma de 36.200 de lei.